Bine v-am găsit, oameni buni, la noua emisiune Intelligence for All, o emisiune specială, o emisiune specială datorită invitatului, care este un om foarte drag mie și pe care îl apreciez foarte mult. Este unul dintre puțini oameni, aș putea spune, în România, care încă mai face cercetare și care încă mai are un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă evoluția educației românești și a cercetării românești. Lucru pe care nu spun eu, lucru pe care spun și experți internaționali reputați în domeniul educației. De ce? Pentru că invitatul de astăzi este mai mult cunoscut, culmea, cred, în străinătate decât în România în acest domeniu. Eu cred în continuare că atât invitatul de astăzi cât și alți invitați pe care am avut sau o să-i mai avem ar trebui să joace un rol mult mai important în țara noastră, în domeniile în care ei sunt specialiști. Știți că sunt un fan al implicării specialiștilor în domeniile în care se pricep și nu al habarnismului. Ca atare vi-l prezint pe profesor universitar Dragoș Iliescu. Va spune multe despre el, printre altele, deși este un job la fel de onorant ca și celelalte pe care Dragoș le are, este șeful școlii doctorale de la Facultatea de Psihologie a Universității București. În schimb, este mult, mult mai cunoscut pentru lucrările sale în domeniul psihometriei și a cercetării educației românești. Două cuvinte, eu cred că îl caracterizează mult mai bine, este Brio și PISA. Sunt de fapt acronime. Dragoș Iliescu este cel care s-a implicat în această dimensiune a măsurării nivelului de educație și în România, făcând parte din grupul internațional PISA, care face aceste măsurători la nivelul Uniunii Europene și nu numai, și de dată mai recentă un proiect, cred că foarte drag lui, care a fost la nivel național, a fost testarea Brio, care cred că a venit ca o mănușă anul trecut în plină pandemie, când s-a putut face acest lucru în locul acelor olimpiade școlare la care mai mult sau mai puțin cu toții am participat de-a lungul vieții noastre. Da. Mulțumesc și eu pentru invitație. O corecție aici, nu sunt membru în grupul OECD care creează PISA, ci sigur, e un grup mai larg care creează PISA și PIAC. PIAC e PISA-ul de adulți, să zic. Da? Deci fratele mai mare al PISA. Și sunt implicat în PIAC, da, acum. Da. Păi, prima întrebare are legătură oarecum cu mai mult cu PISA, dar te rog să ne spui dacă și cu PIAC, pentru că prima întrebare, încerc să găsesc un referențial pentru Securitatea Națională a României. Da. Și acest referențial este Strategia Națională de Apărare a Țării, care vrând nevrând trebuie să fie așa ceva, care trebuie să dea coordonatele strategice pentru ceea ce urmează în această perioadă și nu este ceva care am inventat noi, toată lumea are o strategie națională, toate țările. E, noi avem acum pe perioada 2020-2024 o strategie care arată bine, sună bine și unul dintre lucrurile care sunt menționate acolo este și calitatea scăzută a actului educațional, da, care este considerat o vulnerabilitate la adresa Securității Naționale a României, fiind plasată țara noastră pe ultimele poziții din Uniunea Europeană cu privire la rezultatele școlare comparate și aici la nivel internațional și aici este invocat sistemul PISA. Întrebarea care se naște este: ce semnifică acest lucru pentru țara noastră, în accepțiunea unui om care, așa cum ai făcut și corectura de rigoare, totuși cunoaște din interior acest sistem de măsurare comparată a educației? Da. Sunt multe lucruri de spus aici, că într-o întrebare ai avut 3-4 întrebări. Aș vrea să clarific întâi de ce educația e legată în vreun fel de apărare, da, sau de securitate. Dacă ne uităm la istoricul felului în care România sau alte țări, dar România în mod special își privește propria securitate și ne putem uita din anii 30 încoace, au tot existat formulări mai mult sau mai puțin explicite ale politicilor de securitate ale țării noastre. Și istoricul meu educațional m-a purtat pe meleaguri în care am studiat cu grijă documente de genul ăsta. Deci dacă ne uităm la ele, vedem că în ultimii 30 de ani a devenit din ce în ce mai inclusivă definiția asta, despre ce constituie până la urmă un element de securitate. Și elementele de securitate pe care ni le definim, sigur, în mod tradițional vorbeam de securitate în fața potențialul agresiuni, da. Adică vorbeai exclusiv de aspecte militare, da? Cum te aperi, câte tancuri ai, câte avioane ai, ce infrastructură ai, ai combustibil, ai muniție, ai producție de apărare și așa mai departe. Bun, aceste definiții devin din ce în ce mai inclusive la adresa felului în care vedem agresiunile, de fapt, fiindcă nu e decât o reacție
la felul în care îți definești agresorul sau tipurile de agresiune. Și vorbim din ce în ce mai mult și asta e vizibil la momentul ăsta pentru toată lumea, deși era prefigurat de 20, 25, 30 de ani. Vorbim acum din ce în ce mai mult despre război hibride, despre agresiuni hibride. Nu mai vorbești doar de faptul că vin tancuri rusești pe teritoriul României, dar vin dezinformatori ruși, da? Vin, sau nu doar ruși, da, dar mai ales ruși. Bun, deci în contextul ăsta al războiilor hibride, agresiunile pot să fie de foarte multe feluri. Și în fața unor agresiuni pe care nu le poți defini încă, pot fi de atât de multe feluri încât la unele feluri nici nu te poți gândi. Din ce în ce mai puternic se scoate în evidență conceptul ăsta de reziliență. Da? Adică, bun. Înspre noi pot fi aruncate provocări de diverse forme. Pe unele le putem intui și pe altele nu le putem intui încă. Cine știe ce o fi peste 5 ani sau peste 10 ani, ce o veni către noi. Da? Cum reacționăm la ele? Păi cele pe care le putem intui, pentru ele ne putem pregăti, cu siguranță. Da? Și avem, nu știu, acțiuni de înzestrare și mai știu eu ce altceva. Dar ce facem cu ele? Față care nu ne, pe care nu le cunoaștem, nu le putem intui, deci nu le putem pregăti. Ne bazăm pe faptul că națiunea e rezilientă. Da? Ce dă reziliența unei națiuni? Adică, din întrebare în întrebare, da? ce dă reziliența unei națiuni? Ce face o națiune să fie rezilientă în fața unor provocări pe care acum nu le poate intui? Well, cu cea mai mare probabilitate, pe locul 1 în toate topurile pe care le vezi despre acele variabile care fac o națiune să fie reziliente, apare educația. Da? O populație educată e mai puternică împotriva celor mai multe provocări pe care ar putea să le arunce un inamic sau pur și simplu adversitatea, da? Istoria către tine. Deci, în mod evident, educația e un element în această strategie. Ea e definită ca element și pe termen scurt și pe termen lung, să știi. Adică știm care sunt repercusiunile unei educații scăzute pe termen scurt. Populație mai puțin educată, mult mai vulnerabilă la dezinformare. Vedem ce se întâmplă acum, în plină pandemie, parte semnificativă din dezinformarea pe care o vedem cu referire la vaccinuri e alimentată. Adică asta e cel mai bun lucru pe care îl poate dori un inamic. Nu vă vaccinați, e ok, da, e colapsul sistemul, exact, sistemul de sănătate și nu doar, fiindcă ai anarhism, asta ai. Cea mai mare parte dintre oamenii care contestă nevoia de vaccinare sunt oameni care nu pun ceva în loc. Spun doar, noi nu vrem această regulă. Da? Nu punem nimic în loc, nu punem altă soluție în loc. Fiindcă ai putea să ai o dispută, da, sau un debate în societate despre mergem pe ruta A sau mergem pe ruta B. Dar cei care contestă ruta A nu pun un B în loc. Da? Și asta este prototipul anarhismului. Da? Jos regula, jos... Bun. Deci pe termen scurt ești mai rezilient, o populație mai educată, oameni mai educați, au gândire critică, sunt mai informați, sunt mai literați, da? Mai alfabetizați din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al nu știu, vorbim de literație financiară la momentul ăsta, vorbim de fel de forme de alfabetizare, da? Alfabetizare digitală și așa mai departe. Deci ai capacitatea de a rezista la adresa unor agresiuni de acest fel. Și asta este unul din impacturile, dar probabil cel mai des menționat pe termen scurt. Ai și impact pe termen lung, fiindcă educația e principalul, dacă faci un top așa al tuturor lucrurilor pe care le poate avea națiunea, națiunea poate să aibă, știi, ce poate să aibă România? Păi sigur, infrastructură, că și aia ne lipsește, nu știu, autonomie energetică, că și aia ne lipsește, fel de lucruri, da? Și punem zeci de lucruri așa pe o listă și zicem, hai să ne uităm acum cum scalează din punct de vedere economic, da? Financiar, cum scalează aceste lucruri pe care le avem, aceste resurse, astea sunt resurse. Unele sunt intangibile. Educația e o resursă intangibilă. E un rezervor de talente și de cunoștințe și de competențe. Cum scalează ele? Și sunt modele econometrice, practic. Adică te uiți care e impactul economic al existenței în națiune a uneia sau alteia din componentele astea. Și cel care scalează de departe cel mai mult decât infrastructura, by the way, e educația. Adică, cum alte cuvinte, nu doar la momentul ăsta ești mai rezilient, ci în 10 ani de acum vei fi mai rezilient. Și asta e o întrebare care se pune foarte des. Zice, bine, de ce facem mai OECD studiile PISA? Ce treabă are organizația care derulează la nivel internațional, care gândește economic, da, testele PISA, este OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Și e o întrebare foarte legitimă. Băi, dar ce au ăștia cu educația? Ei ar trebui să vorbească de economie. Și ei fac testele PISA
PISA se măsoară competențe scolastice, competențe dobândite prin educație. Language, math și science, da? Deci de principiu literație în zona lingvistică, cât de bine stăpânești limba, cât de bine stăpânești matematica, cât de bine stăpânești științele. Asta măsoară la 15 ani. De ce la 15 ani? Fiindcă ei au sigur și acel proiect în care sunt eu mai implicat, PIAC, care este PISA-ul de adulți, măsoară în workforce, da? în populația activă, în câmpul muncii, da? Cum se zicea pe vremuri, măsoară aceste competențe. De ce le măsoară la copii de 15 ani? Pentru că mai ai un ecart de 3 ani până când acei adolescenți vor fi adulți și vor intra în muncă, da? Vor munci. Și te întreb pe bună dreptate, dar ce știu oamenii ăștia să muncească? Ce pot face ei? Ce vor face peste 3? Fiindcă decalajul de competențe se răsfrânge în economie. Nu ai competențe digitale, nu poți să ai o industrie IT. Nu poți, da? Adică, sau, Doamne iartă-mă, nu poți să ai nici măcar niște funcționari care să știe. Exact, să care să vorbească limba română. Da? Sau care să. Deci, cumva, decalajul în aceste competențe, astea sunt foundational competencies, se numesc competențe de fundament. Dacă nu ai aceste competențe la un nivel minimal, tu nu mai poți construi pe ele, nu poți face nimic după aia. Și practic îți faci o predicție foarte clară a nivelului sau a tipurilor de industrie, a tipurilor de economii pe care tu le poți popula, le poți dezvolta în România cu talentele pe care le ai sau pe care încă nu le ai, dar peste 3 ani le vei avea. Sau cu lipsa talentelor. Și făcând o predicție a celor ramuri industriale, da, sau ramuri economice pe care România le poate dezvolta credibil în viitor, ajungi la concluzia că nu sunt teribil de multe și sunt mai degrabă necalificate. Ce faci cu o populație, fiindcă în direcția ne ducem, aproape am ajuns acolo, o populație, da, activă în muncă, care în proporție de 40% este analfabetă funcțional. Ce faci cu asta? Hai să refrazez. Ce fel de meserii pot face oamenii ăștia? Sincer, nici măcar cele mai simple meserii, da? În fricoșător, cred că discutăm de oameni care duc mâncare sau care conduc o mașină în felul, da, de... Poate poți fi șofer, poate poți împleti coșuri de nuiele, poate poți să duci mâncare, da, de la un magazin la un client, poate poți lucra în agricultură, poate, da, sigur că da. Dar chiar și în acele zone probabil că o să ai mai puțin succes decât are văzusem acum câțiva ani se vorbea foarte mult, acum se mai vorbește și acum, dar acum vreo 2-3 ani a existat o explozie de asta de îngrijorare privind meserile viitorului și felul în care meserile se schimbă, da, și evoluează și dacă te uiți la felul în care s-a schimbat agricultura în Germania. Și da, e mecanizat în cea mai mare parte și ceea ce noi numim țăran, da, agricultor, are nevoie de cunoștințe destul de serioase de programare ca să programeze uneltele alea care merg singure pe câmp. Adică, și sigur că sunt mult mai eficienți decât suntem noi dând cu sapa. Deci, sigur că da, tu poți să faci în continuare acele lucruri care tradițional erau făcute de mai puțin calificații noștri concetățeni acum 10 ani, acum 20 de ani sau, frankly, acum 100 de ani, fiindcă pe alocuri suntem fix la nivelul la care eram acum 100 de ani. Dar în ce măsură vei putea să pui o pâine pe masă pentru tine, pentru familia ta? Ce se va întâmpla cu acei oameni care nu o să aibă niciun fel de perspectivă și nu o să poată pune o pâine pe masă pentru familia lor? Adică pot prezice o explozie a criminalității, da? Fiindcă, mă rog, nu mergem acolo. Sau în cel mai... A nevoilor de asistență socială. Exact, în cel mai direct caz, da. Asistența socială pe care un stat român ar trebui să le acorde. Da. Și cum se răsfrânge asta asupra națiunii, asupra PIB-ului, asupra felul în care ai creștere economică, asupra... da, deci nici nu mai mă duc acolo. Mă opresc aici, dar cred că nu știu cât de lucid am transmis ideea. Ăsta e motivul pentru care educația trebuie să fie parte din politica lucid, de securitate. Dar și problema este... Vine o întrebare subsecventă acestea legate de ce ne facem că suntem pe ultimele locuri din Europa. Și o a doua întrebare, pentru că această strategie națională de apărare înțelege să ofere sau să identifice și soluții. Da. Și o soluție pe care este trecută în această strategie, rămâne să discutăm dacă chiar se implementează sau nu, dar o soluție legată de creșterea performanței educației, zic oamenii ăștia în strategia națională de apărare a țării, este reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural și a abandonului școlar. Da, sunt puncte importante. Dar cum poate fi făcut acest lucru?
Hai să explic întâi de ce sunt astea puncte importante. În România se vorbește foarte mult despre PISA. Sunt și alte studii interesante, studii comparative de același nivel, poate chiar mai bune decât PISA. Dar PISA e mult mai cunoscut, fiindcă, mă rog, e cunoscut. La Universitatea din București noi reprezentăm România în IEA. IEA este cealaltă mare organizație internațională decât OECD, decât OECD, care face studii comparative de genul ăsta. Și ea derulează studii precum TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, e un studiu de tip PISA, dar care se concentrează doar pe matematică și științe. Sau PIRLS, care e un studiu care se concentrează pe lingvistică, dar pe capacitatea de a utiliza limba. ICCS, un studiu de competențe civice și cetățenie. ICILS, un studiu de competențe digitale și așa mai departe. Acum nu intru detalii astea, dar noi am realizat pentru România TIMSS. TIMSS, testul de matematică și științe. Și acolo, spre deosebire de PISA, unde m-am uitat la, cel puțin în România aici, a fost foarte puțin raportat. Adică mult mai mult am văzut la OECD și am avut ocazia să mă joc un pic cu datele, dar nu teribil de mult. Dar la TIMSS eu am fost ceea ce se numește National Research Coordinator. Adică ai avut toate datele pe mână. Exact, da. Bun, deci m-am jucat teribil de mult cu datele TIMSS și jucat, fiindcă nu e niciun fel de joc aici, o treabă foarte serioasă, dar de multe ori așa vorbesc data cruncherii, da? Te uiți în date și încerci să extragi ceva cu sens din ele și le învârți pe toate fețele și, da, bun. Ce vedem la TIMSS? Și de aia nu zic PISA, dar la PISA se emerge aceeași imagine. Ce vezi la TIMSS foarte pregnant este faptul că poziția pe care noi o avem nu e dată de cei mai buni, ci e dată mai degrabă de cei mai slabi. Încerc să calific ce zic aici. Cum poți, când raportezi care e nivelul unei țări într-o chestiune de genul ăsta, da, în educație, tu raportezi o medie întotdeauna, da, volens nolens, adică cumva poți înțelege că există, dacă te uiți la toți copiii din România, există o distribuție a capacităților la matematică, da? În mod evident, ai și elevi buni și ai și elevi slabi și ai și elevi medii și per total ai o medie, da? Acea medie e comparată, media României e comparată cu media Spaniei, media Italiei, media... Bun. Când te uiți la medii, suntem pe penultimul loc în Europa, la TIMSS. Da, așa e. Și te întrebi atunci, pe bună dreptate, de unde vine media asta? Da, fiindcă media ascunde mai degrabă lucruri. Da, întotdeauna când vrei să faci analize puțin mai fine, puțin mai sofisticate, te raportezi la mai mulți indicatori, nu doar la medie. Și statisticienii știu asta foarte bine. Stai cu un picior pe plita încinsă și cu un picior pe bloc de gheață și per total, da, în medie ești bine. Cam asta arată media. Deci te întrebi apoi, dacă vrei să fii puțin mai sofisticat, bine, de unde vine media asta? Cât de mulți elevi avem foarte buni, cât de mulți elevi avem foarte slabi, deci care sunt volumele de elevi care performează la nivel foarte înalt și cele ale elevilor, da, sau volumul elevilor care performează la nivel foarte, foarte scăzut. Și vezi de fapt că media e trasă în jos mai degrabă de elevii foarte slabi, care sunt extrem de mulți. Ca să recalific cumva ce zic sau să dau un exemplu care să ne ajute să... Înțelegem. Nivelul educațional în TIMSS al Bucureștiului este comparabil, este acolo, la un punct sub sau un punct peste decât nivelul Madridului sau nivelul Berlinului. Da? Deci suntem comparabili în București cu orice altă capitală europeană și asta e valabil și când ne uităm la produsul intern, de exemplu, de unde vine, care e nivelul de viață, care este salariul mediu, da? Adică în București lucrurile nu stau deloc rău. Dacă toată România ar fi ca Bucureștiul, n-am stat deloc rău. Da? Okay. Bun, și atunci dacă ai acest nivel atât de înalt, ce te trage în jos? Ce trage țara în jos? Și observ că avem, în condițiile în care media europeană este undeva de 16% copii care nu performează nici măcar până la nivelul minim acceptabil, da? Deci practic nu știu să facă nimic. Asta numim analfabetism funcțional. Adică ei pot să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Da? Sau, adică, nu găsesc sensul în acea... Exact, nu dau sens acelor lucruri pe care le citesc. Mai vorbim poate despre asta puțin mai încolo. Care e volumul la noi? La un 16% în media europeană, care e la 44%. Asta, da, 44% ne arată datele TIMSS. Și evident că e o piatră de moară la piciorul națiunii. Adică asta trage în jos. Nu faptul că n-am avea, da... comparativ cu Singapore sau comparativ cu anumite națiuni europene, ca să nu ne referim la Singapore, volumul elevilor care performează, cât de mulți sunt elevii care performează la niveluri foarte înalte,
e un pic mai mic la noi, dar nu e îngrijorător mai mic. Da? Adică suntem acolo, stai un pic. Da? Bun, nivelul celor care performează, care nu performează la niciun nivel, ăla e îngrijorător de mare. Și evident că la orice medie asta se multiplică, nu cu 16, ci cu 44 și iaca. De-aia suntem unde suntem. Bun, deci e foarte justificat să spunem, să ne concentrăm, adică cum ridici educația? Nu ridici atât, vorbesc acum la nivelul... la nivel grupal sau comunitar sau societal, pentru că asta e o confuzie care se face foarte des. Putem discuta de impactul unei schimbări în educație la nivel individual, la nivelul unei comunități, da, sau unui grup, și la nivelul societății. Orice lucru faci bun în educație va avea impact asupra individului și asta e grozav. Da? Dar nu despre asta vorbim acum. Ce vreau să zic... Ruralul, chiar ruralul, da, face niște 44%? Da, nu doar, dar da. Ce vreau să zic e așa, departe de mine de a spune că copiii care deja sunt buni sau care sunt peste medie nu au nevoie de grija noastră și de atenția noastră. Evident că au nevoie de grija noastră, dar nu spre asta ar trebui să ne concentrăm, fiindcă dacă ar fi să gândești o strategie prin care să ridici educația, n-ar trebui să te concentrezi așa cum de regulă se concentrează agenda publică pe cei foarte buni. Da? Adică vrem să avem mai mulți olimpici, da? Asta nu e o soluție, avem deja olimpici, mulțumesc foarte mult, da? Nu avem atât de mulți cum ne-am dorit, bun, dar chiar dacă noi ducem nivelul, da, volumul de copii care performează la nivel foarte, foarte înalt, ducem acel nivel la nivel, acolo unde stau cea mai mare parte a țărilor cu care ne comparăm, tot nu vom crește radical, da? Adică diferența între 5% din populația școlară și 6,5% din populația școlară nu e teribil de mare, da? Deci unde ar trebui să ne concentrăm? Acolo unde lucrurile funcționează, pe acel 44%. România e una din țările din Europa cu cea mai mare disparitate. Disparitatea nu e neapărat urban-rural. Există disparitate și urban-rural. Dar dacă tu controlezi pentru statutul socioeconomic, control statistic s-ar numi asta, observ că urban-rural nu mai, în continuare rămâne o disparitate, dar nu mai atât de mare. Deci da, e adevărat, în rural, în general în rural, pregătirea școlară e mai slabă, da, educația e mai slabă. Asta e justificat din multe puncte de vedere. Adică putem explica, nu că e justificat, nu încerc să zic că e normal, da? Dar pot să explic, da, pot să justific. Sunt mult mai puține resurse acolo, în mod evident. Sunt profesori, deși sunt profesori talentați și cu vocație și acolo, nu sunt atât de mulți, precum sunt la oraș. Nu există posibilitatea de a compensa. O parte semnificativă din educația bună care se oferă în România se oferă prin puterea părinților, da? Și prin banii părinților. Prin faptul că părinții bagă mâna adânc în buzunar și oferă copiilor lor lucruri pe lângă școală sau un plus. Meditații, dar nu numai, da, faptul că merge la balet, la pian, la not, la, da, orice activitate extracurriculară ajută copilul să se dezvolte în mod evident. Și asta nu face școala, asta fac părinții, da? În rural ai mai puține oportunități pentru asta, ai mai puține opțiuni. Ce bazin de not, ce pian, da? Glumești, da? Ok. Bun, deci există mai puține astfel de oportunități, deci cumva am putea să justificăm de ce se întâmplă și care e motivul pentru care se întâmplă. Urban, rural. Dar problema cea mai mare a României, deci cel mai mare, variabila pe care există cea mai mare disparitate, nu e urban-rural, este statut socioeconomic. Și sigur că în rural tu ai statut socioeconomic mai scăzut de regulă. Educație mai scăzută și la părinți și venituri mai mici la părinți și ocupații care sunt mai degrabă de gulere albase decât de gulere albe și așa mai departe. Deci toate acele lucruri care intră în definiția statutului socioeconomic le găsești mai degrabă jos decât sus în zona rurală. Ce vezi ca decalaj nu e doar rural versus urban, fiindcă vezi și în urban, chiar și în urbanul mare, vezi copii care nu sunt nicăieri, da? Și când te uiți la statutul socioeconomic al mediului lor de proveniență, al familiei lor, de exemplu, o să vezi că acolo e marea problemă. Deci România, aș zice, este țara care nu reușește să se achite de o datorie fundamentală de a oferi tuturor viitorilor săi cetățeni da, oportunitate de șansă, da? Adică un start din același loc. Dacă te-ai născut într-o familie săracă, nu contează că e în urban sau în rural, ești puțin cam condamnat la ești o anumită. Condamnat, da, despre asta vorbim. Și abandonul școlar vine în această direcție? Adică se suprapune, da, peste această situație socioeconomică? Abandonul, în mod cert, da. Și sunt foarte, foarte multe mecanisme prin care statutul socioeconomic scăzut generează abandon școlar.
putem să discutăm despre câteva din ele, dar sunt familii întregi care își presează copiii să nu continue. Deci există presiune din partea familiei, își presează copiii să nu continue școala. De ce? Fiindcă sunt o resursă pentru familia, o mână de, da, două mâini de... De muncă. De muncă. Și s-a studiat asta foarte, foarte mult timp, nu doar în România, ci în general în națiunile sărace ale globului ăsta. Care e motivul pentru care părinții fac mulți copii? E un fenomen forță de muncă. Să aibă forță de muncă, da? Dacă ai șase copii, te ajută pe lângă casă, pe lângă, da, ai, și îi presezi să te ajute, îi presezi să muncească cât mai repede posibil. Și în România avem o altă situație în care eu cred că statul român nu reușește să achite de acest lucru și nu reușește să fie un bun gospodar. Cred că în România faci mulți copii și pentru alocație. Da, bun. Da, putem discuta și despre asta, da. Bun, deci ăsta e un mecanism, adică presiune chiar din familie, dar ai și alte mecanisme mai insidioase. Venind dintr-un mediu în care școala nu a contat, în care școala nu contează, îți creezi modele și trăind într-o societate în care școala nu pare să conteze foarte mult. Adică dacă ne uităm la who's who la momentul ăsta în politica românească sau în Parlamentul României, o să ne doare stomacul rău de tot. Adică o parte din acești oameni sunt reciclați la mâna a doua. Adică când la 40 de ani, deci tu ai fost tractorist și la 40 de ani te apuci de facultate și mergi la facultatea de la Turnul Severin sau, mă rog, de oriunde, da? O facultate privată din fundul țării, pe care o termin și pe aia o termin cu 7, mi-e foarte greu să cred că ești competent în ceva, altceva decât condusul tractorului pe câmp. În ce fel e justificat ca un om de genul ăsta să facă politica țării? În același timp în care absolvenți cu magna cum laude la Babeș-Bolyai sau la Universitatea din București nu sunt nicăieri. Nu ai așa ceva în Parlamentul României, da? Sau ai 2 sau 3 astfel de oameni. Deci modelele pe care le creăm sunt modele care nu te încurajează să zici, da, cartea este succesul meu în viață, da? Trebuie să învăț. Merită să stau 6 ore pe zi să învăț. Ok. Bun. Și asta înseamnă că nu există, psihologii vorbesc aici, psihologii școlari vorbesc de ceea ce se numește vocational fit, potrivire vocațională. Deci cumva îmi văd viitorul asociat cu activitatea care se cere acum de la mine? Mă văd cumva, văd activitatea asta potrivită cu dorințele mele și cu valorile mele? Nu o văd. Și atunci de ce să persist în școală? Da? Mă alienez față de școală. Copiii care performează bine la educație, da, la școală, sunt copii care sunt atașați de școala lor, sunt atașați de materie, sunt atașați de profesori. Îl întreb cum e la școală, să zică numai lucruri bune despre profesorii lui și despre materia pe care o învață și sunt de multe ori conștienți de minusurile cu care se confruntă, dar iubesc ce apreciază, poate nu iubesc, dar apreciază ceea ce li se întâmplă. Copiii care nu au asta și care sunt alienați mai degrabă sunt cinici, da, sunt școală. Bine că, da. Bine, deci atunci, sunt cinici, sunt dezangajați și de-aia abandonez, că nu vezi nimic bun acolo, da? Sunt dezangajați față de școală, față de materie, față de ceea ce le dă, față de profesorilor, față de... Discutăm acum despre, de foarte mult timp, și asta o știu oarecum și din familie, în sensul că o profesoară de matematică mi-a spus, învățăm după aceeași curiculă de acum 30-40 de ani. Și atunci întrebarea care și-o pune această strategie este, sau dorința pe care o exprimă, și bănuiesc că n-ar trebui să fie o dorință pentru cei care implementează strategia, ci ar trebui să fie un deziderat care să se transforme în politici publice, vorbește despre creșterea nivelului de alfabetizare funcțională. Da. Cum putem să facem acest lucru? Da, vorbim și despre asta și vorbim în siajul primei întrebări din grupajul ăsta. Te referi la curiculă și la faptul că se învață după o curiculă veche și asta era valabil acum 4-5 ani. Între timp a existat o schimbare curriculară în România. Da, uite... Un lucru interesant și pe care puțină lume vrea să-l scoate în evidență, evident că cei care fac politicile educației știu despre lucrul ăsta și cu atât mai mult sunt mirat de presiunea care se pune pe continuarea unor schimbări curriculare sau pe facerea în continuare a unor schimbări, da, pe implementarea în continuare a unor schimbări curriculare. Paranteză, ca să înțelegem argumentul meu. Foarte mult timp în România, și nu doar în România, în foarte multe alte țări care ies prost la testele PISA sau la TMS sau la PIRLS, politicienii spun așa, fiindcă evident politicienii nu pot să iasă în față să zică că dragă națiune, e adevărat, am făcut un rahat timp de 30 de ani și suntem în mod real acolo unde ne arată acest studiu. Niciodată un politician nu o să spună asta. Și niciodată nu va fi vina sa, da? E vina altcuiva. A altor politicieni care ne-au dat o grea moștenire, etc. Bun. Unul din felurile în care justifică locul în care suntem este atacând testul. Da? Testul nu-i bun.
PISA, ce știu mă ăștia de la OECD despre cum se face educație în România? Testul nu-i bun. N-a fost bine tradus, n-a fost bine implementat. La noi nu se învață felul în care ei testează. Da? Și ăsta e argumentul cel mai important pe care îl împing înainte profesorii sau oamenii sistemului. Dar stai să vezi că la ei se învață în felul ăsta și la noi nu se învață în felul ăsta. Și noi de-aia performăm mai prost pentru că la noi copiii nu învață asta la școală. Și atunci, și la ultima ediție PISA și la ultima ediție TMSS în care am fost atât de implicat, ce am făcut a fost să evaluăm, să analizăm curriculele tuturor țărilor care au participat, da, 78 de țări la TMSS, am analizat curricula, deci dacă se învață în școală, da, și am comparat-o cu ce s-a dat în test. Și evident că potrivirea dintre testul administrat copiilor și curricula acelei țări e mai mare sau mai mică în funcție de țară. Testul e același peste tot, dar cât de mult se potrivește? Care e procentul de acoperire a curriculei cu testul? Și sunt țări care au un procent foarte scăzut de acoperire, 43% e cel mai mic procent de acoperire, da? Și țări care au o foarte mare acoperire, 92% e cea mai mare acoperire. Ghiciți care e țara cu cea mai mare acoperire? România! România din tot TMSS-ul este țara cu cea mai mare acoperire a curriculei cu ceea ce s-a dat în test. Știți care e țara din Europa cu cea mai mică acoperire, din lume cu cea mai mică acoperire? Finlanda. Care este un exemplu de succes în educația. Exact, care are 43% acoperire. Ceea ce ne arată foarte pregnat un lucru pe care noi îl știam și știința educației, da? Pedagogia, ne spune asta de destul de mult timp. Nu contează ce înveți, contează cum înveți. Cum înveți, da? Deci nu curricula și ce ne dă, sigur, curricula nu poate fi complet pe câmpii, dar curricula o să vezi că e foarte diferită de la o țară la alta și cât de potrivită e curricula cu testul, nu-ți spune nimic despre cât de performant vei fi la testul respectiv. Cum putem crește acest nivel de alfabetizare? Exact aici vreau să ajung. Nu crești nivelul de alfabetizare funcțională schimbând curricula. Curricula îți spune numai care sunt conținuturile până la urmă, da? Și poate o parte din competențe, dar competențele alea le atingi în vari modalități. În mod special, curricula schimbă conținuturi. Asta schimbă în primul rând. Adică astăzi nu mai învățăm în clasa 6 despre broască, învățăm despre varan. Pardon, cred că nu era bine să zic varan, că are o conotație politică, nu? Veche, dar învățăm despre girafă, da? Învățăm despre girafă. Și învățăm în a șaptea despre broasca țestoasă, da? Whatever, sau nu mai învățăm niciodată, da? Asta nu contează atât de mult. Ceea ce contează este cum înveți, da? Adică încurajez pe copii să utilizeze în mod real, în practică, acele competențe pe care tu încerci să le transferi, îi încurajez să le utilizeze în contexte cotidiene, fiindcă văzusem de curând o glumiță cu un băiețel care ridică mâna și zice, auzi? Și îi zice profesorului, da, profesoară, dar toate lucrurile astea de matematică pe care le învățăm noi aici în clasă, o să le folosesc vreodată în viața reală? Eu nu cred că o să le folosesc vreodată în viața reală. Și profesoarea zice, tu nu, dar copiii deștepți s-ar putea să le folosească. Da, ok. Deseori noi întrebăm asta, dar la ce ne folosește în viața reală? Dar întrebarea asta apare doar din cauza că este absolut neclar la ce ți-ar folosi. Pe când în alte sisteme educaționale, la fiecare moment în care ți se predă ceva, ți se predă aplicat. Da? Și uite așa ajungem, by the way, unii din itemii care sunt absolut, cumva, ca să înțelegi ce e cuprins în PISA sau în TMS, sunt itemi în care utilizezi matematica, la testul de matematică, utilizezi matematica în viața cotidiană, deci în a rezolva probleme de astea absolut banale de viață cotidiană, de genul vrei să-ți pui gresie în casă. Și ai o amprentă, e frumos, făcută amprenta bucătăriei. Da? Cum arată o bucătărie? Că nu e pătrată tot timpul. Da? Okay. Și ți se zice că o bucată de gresie are 20 ori 20 de centimetri și sunt 8 bucăți pe pachet. Și ești întrebat, okay, câte pachete trebuie să cumperi? E atât de simplu. Da? Deci e un lucru ăsta absolut banal. Asta înseamnă că tu nu vei putea să-ți rezolvi această problemă cu care mai devreme sau mai târziu sigur te vei confrunta. Da? Adică ăsta e nivelul acolo. De-aia vorbim de alfabetizare funcțională și sigur în cazul ăsta numerație funcțională, adică alfabetizare matematică. Bun, deci ca să mă întorc la cum rezolvăm sau unul din felurile în care putem rezolva problema alfabetizării. Alfabetizarea, analfabetismul funcțional nu vorbește de faptul că există analfabetism. Deci nu e analfabetism strict. Cu alte cuvinte, copiii care au analfabetism funcțional sau care sunt diagnosticați în felul ăsta, pot citi, pot silabisi. Da? Dar îi dai un paragraf de 10 rânduri să-l citească. Da? Și după aia îi pui întrebări
care pot fi rezolvate cu informația de acolo, care nici măcar nu trebuie interpretată. Trebuie să fie reținut, da? Adică, nu știu, îi dai banal, zic, îi dai primul paragraf din Fefeleaga și întrebi la sfârșit ce culoare avea Bator sau cum îl chema pe calul Fefele. Da, calul alb și orb și ciolănos. Era alb, dar spune în text, era alb. Ei, nu poate să-ți răspundă la întrebarea asta. Atât de, deci, el nu e analfabet, dar e analfabet funcțional, în sensul că nu poate funcționa în societate, în viața cotidiană, pe baza acestor schimbi. Da, se va duce la magazin și va cumpăra 30 de cutii de gresie în loc de 5 și erau suficiente 5. Exact, da. Sau va cumpăra doar 3 și va trebui să se mai ducă încă o dată. Sau de două ori. Bun. Deci cum rezolvi? Sigur, nu e singurul fel în care poți să rezolvi, dar unul din felurile în care se rezolvă analfabetismul funcțional în variile sale forme este integrând cunoștințele respective mai mult în viața cotidiană, în practică, cum se zice. Și ăsta e motivul pentru care prinde atât de bine și are efect atât de mare predatul experiențial al anumitor materii, care pot fi predate experiențial. E greu să predai geografia experiențial, dar poți preda fizica sau chimia experiențial. Și ce am văzut, de exemplu, în TMSS este decalaj masiv între școlile care au laborator și laboratorul e funcționat și școlile care n-au laborator sau au laborator și nu e funcțional. Da. Foarte interesant și în direcția asta trebuie neapărat să ne ducem un pic spre ceea ce înseamnă educația. Ai menționat foarte bine în universități, de unde ar trebui să vină cei care duc mai departe cunoaștere. Și atunci este adus în discuție corelația între piața muncii și educație. Adică, ok, faci o facultate, te aștepți ca această facultate să-ți ofere un loc de muncă. Pentru că de-aia o faci și faci o investiție, poate, în ea. Și aici, oarecum, întrebarea este cum facem cu această hiperinflație de diplome și certificate de formare profesională care nu folosesc nimănui. Da. Da, e o întrebare importantă. Acum, noi o vedem ca hiperinflație, mai ales din cauza faptului, și zic din cauza, nu datorită, că ele sunt de fapt fără valoare. Multe din acele diplome nu au acoperire în competențe. Diploma e un certificat al existenței unor anumite competențe. Da. Diplome obținute cine știe cum, de cine știe unde, nu reflectă de fapt existența acelor competențe. Ele îți dau un drept însă în statul român. Da? Deci tu te poți înscrie la un concurs, de exemplu, pe baza acelei diplome. Și dacă concursul respectiv este de fațadă, doar tu nu va trebui să-ți exerciți competențele respective, deci vei lua concursul și de-aia zicem hiperinflație. În continuare însă România, trebuie să știm la nivel, comparat cu restul țărilor din Europa, are un nivel mult scăzut de educație superioară, da? De persoane, de cetățeni care au educație superioară. Procentul de cetățeni cu educație superioară e mult mai mare în multe alte țări din Europa. Deci, oricum, există un decalaj acolo. Asta neînsemnând că ar trebui să nu știu, diplomă, acum numai cu buletinul. Da? Nu trebuie să ajungem acolo. Da? Dar asta nu înseamnă că sunt prea multe universități sau sunt prea proaste universități. Asta e problema. Nu că sunt prea multe. Și vedem cât de vertiginos au căzut în ultimii ani chiar și marile universități. Nu mai vorbesc de alea mici, care nu erau nicăieri niciodată. N-au fost nicăieri din punctul ăsta de vedere. Dar marile noastre universități, care erau în continuare agățate în topurile internaționale, nu foarte sus, dar onorabil, au căzut teribil de mult în ultimii ani. Politehnica a căzut, UVT-ul a căzut, CUZA a căzut. Universitatea din București a ieșit din top 1000 în unele topuri. UBB-ul mai stă agățat așa cu un deget pe marginea prăpastiei. Deci lucrurile nu stau bine din punctul ăsta de vedere. Există și poate un decalaj, nu e un decalaj, nu știu cum să verbalizez asta. Hai să zicem problemă, în felul în care universitățile se definesc pe ele însele. Da. Adică, până la urmă, ce obții la universitate? Și pentru foarte multe universități, singurul lucru pe care puteau să-l ofere era o meserie. Da? Deci, diplomă egal meserie. O meserie. Deci, cumva, din acest motiv, universitățile s-au transformat în școli de arte și meserii. Da? Adică, practic, nu se face nimic altceva în universitate decât s-ar face la un atelier de tâmplărie, da? Unde un ucenic învață să facă o meserie. Da? Și e foarte greșit și păgubos, pentru că te uiți în statele care au universități puternice, își definesc universitățile, de fapt, nu doar ca centre de educație, ci ca centre de creație, de cercetare. Adică universitățile au obligația, prin charterul lor, nu doar de a forma meserii, da? De a forma oameni care au o meserie, de a forma oameni care sunt gânditorii zilei de mâine, revoluționarii zilei de mâine, creativii zilei de mâine și așa mai departe. Mă îndoiesc
profund în domeniul meu al psihologiei că o universitate ar trebui să fie o școală de arte și meserii. Sigur că există o componentă vocațională în orice meserie, în orice profesie, da? Inclusiv în psihologie există această componentă unde trebuie să înveți cum se fac lucruri. Dar fundamentul este de fapt acea patină, da, strat după strat de cunoștințe, parte din ele istorice, de, da, despre istoria psihologiei, despre toate acele variabile și componente și care te ajută să gândești profesional. Raționamentul profesional nu-ți vine din capacitatea de a Da, da, întrebarea care se ridică aici este: nu ar putea să existe o politică publică care să coreleze educația și cu piața muncii? Adică știm că fiecare an, la începutul anului, se aprobă un ordin de ministru al educației care aprobă locurile bugetate de stat în învățământul superior. Da. Întrebarea e, nu este un instrument destul de puternic să orientez un pic atât vocaționalul, cât și cercetarea, cât și creația, cât mai bine către piața muncii? Da, ar fi un instrument important. Eu nu cred că universitățile din România sunt atât de disjunse. Sunt elemente în care sunt ușor disjunse de piața muncii, dar lucrurile nu sunt tragice din punctul ăsta de vedere. Eu spun strategia națională de apărare a țării. Adică dacă ar fi o discuție a noastră într-o zi de luni, probabil că cineva ar putea să ne critique. Dar atunci când extragem această soluție ca fiind corelată cu creșterea nivelului de educație în România, înseamnă că consideră că este o problemă aici. Da. Problema nu e atât de mare în corelația cu piața muncii, în sensul de punem pe piață specialiști în profesii care nu mai există? Adică nu-i nevoie de output-ul nostru? Și din punctul ăsta de vedere, lucrurile nu sunt tragice. Dimpotrivă. Da. Ce este adevărat este că punem din ce în ce mai puțin specialiști în piața muncii, care să aibă capacități, nu știu... I-aș face meseria. Nu, fiindcă mare parte din ceea ce îți dă educația, de fapt, asta e argumentul meu, este transversal, nu e direct în acea zonă. Adică îți dă gândire critică, îți dă adaptabilitate, îți dă capacitatea de a învăța mai departe. Nu doar în domeniul tău, da? Ci și în alte domenii, care ar putea să fie importante pe viitor, fiindcă habar nu ai la momentul ăsta, termin acum facultatea. Probabil la 22 de ani, da? Adică la 18 ani ai terminat liceul, 22 de ani, 3 ani Bologna, da? Îi termin. Și începi să muncești la 22 de ani, 23 de ani și te vei pensiona peste 42-43 de ani. Este dacă evident că nu poți să faci o predicție. Habar n-ai ce va fi atunci, deci cu cea mai mare probabilitate tu va trebui să te mai adaptezi la cerințele pieței muncii. Formarea profesională continuă sau exact, pe tot lungul vieții. Exact, da, și learning to learn, da? Ai învățat să înveți, ai capacitatea asta și se obrează de chestiuni care sunt mai degrabă transversale, pe care universitatea nu le are în curriculum, da? Dar ar trebui să le dea. Să-ți formezi o gândire în gândire critică, de exemplu, da? Sau creativitate, sau capacitatea de a căuta informație relevantă despre orice domeniu. Mult mai rar, mult prea rar absolvenții noștri se văd ca oameni de știință. Adică psihologia e o știință, de exemplu. Un om de știință gândește ca un om de știință, chiar dacă nu e fizician. Am capacitatea de a căuta informație și de a o înțelege despre o problemă de complexitate nu extrem de mare, dar rezonabilă, dintr-un domeniu care nu e al meu. Ar trebui să am capacitatea asta. Asta înseamnă să și poți să funcționezi interdisciplinar, da? Și nu ne gândim la capacitățile astea și cred că mai degrabă la asta se referă verbia. E o întrebare de final, o întrebare foarte dragă mie și de fapt pusă, își pune această întrebare un mare psiholog sau un mare literat al României și vorbește de Constantin Rădulescu Motru. Și acesta nu se sfiește acum 100 de ani, acum 100 de ani, în 1921, în fața studenților la Universitatea București, să vorbească despre națiunea noastră ca fiind o turmă de oi. Și spune Rădulescu Motru și citez: fiecare grup își are părerea sa de bloc, căreia toți se supun. Întocmai cum și la turmele de oi, este un clopot al cărui sunet se adună toate oile la oaltă. Mai e acest lucru definitoriu pentru poporul român? Da. Dacă da, păi cum ar putea educația să schimbe lucrul ăsta? Da. E în continuare valabil, cu siguranță, unul din jurnaliștii foarte dragi mie și un gânditor al României, până la urmă, nu doar un jurnalist. Spunea, nu știu dacă pot să-i zic numele, da, de ce te pezic aici, evident, un om care poate fi admirat pentru luciditatea pe care o are. Și spunea la un moment dat, cum e el, că e hâtru așa câteodată, și referitor la vaccin și imunizare, zicea, nu o să ne imunizăm ca francezii sau ca belgienii sau ca, da, parafrazez aici, fiindcă, uite, nu vrem să facem vaccinul, deci vom ajunge la imunitatea de turmă imunizându-te așa cum merităm, ca o turmă.
Da? Ne imunizăm ca o turmă. Suntem o turmă, de fapt. Și asta arată istoria recentă a României. Da? Așa, așa, uite, așa funcționăm până la urmă. Cred că o parte din problemă, poate nu e singura parte din problemă, că există și alte părți ale acestei probleme, nu e singurul aspect, dar o parte din problemă e dată de fundamentul ăsta teribil de colectivist al României. Da? Suntem evident în un spațiu european, nu vreau să neg asta și nu pot să neg asta. Am umblat mult și am lucrat mult în alte țări și când mergi în alte părți, mergi aici lângă noi în Turcia și mergi mai departe. Mergi în China și în sud-estul Asiei și mergi în Africa și mergi în America de Sud și ai epifania asta. România e Europa, da? Suntem atât de profund europeni, da? Comparat cu tot restul lumii. Deci ai înțelege asta. Da? Okay. În același timp, în tot acest spațiu european, vestul este fundamental independent. Adică asta exacerbează. Da? Independența individului. În România mai degrabă turma, grupul. Felul în care te manifesti. Da? Apartenența la grup sau la o comunitate anume contează și asta e o vocație a Estului, cred, fiindcă nu se întâmplă doar în România, se întâmplă și în alte părți, sigur, poate nu cu intensitatea pe care o resimțim noi. Și educația îți dă independență, îți dă autonomie, îți dă, da, brusc ești pe picioarele tale, brusc începi să crezi în meritocrație. Dar crezi, brusc începi să apar și schimburi la nivel valoric. Da? Trăim într-un sistem meritocratic, nu asta spunem. Adică ar fi idealul fiecarei persoane, da? Meritocrația. Meritocrația, foarte mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă, da? Înseamnă că ai modalități pentru a recunoaște meritul și a bonifica meritul și a pedepsi lipsa meritului, da? Și când pui problema așa, brusc lumea zice, stai un pic, până aici, da? Da? Dar în momentul în care știi că ești bun, ești educat, ești bun și ești independent în gândire și ai capacitatea de a face lucrurile să se întâmple și brusc tu vrei să existe meritocrație și când nu ai toate lucrurile astea și ai diplome trase la Xerox și ai... Brustul, nu vrei să se întâmple lucrul ăsta. Dați câte una să ajungă la toți, nu? Dați, da, adică, și noi suntem în continuare acolo. Cred că educația te face mai autonom în gândire și îți conferă niște valori cumva, îți dă încredere evident în propriile capacități și te transformă într-un cetățean activ mai degrabă decât în membrul unei turme. Vestea proastă este că oarecum se confirmă faptul că Rădulescu Motru încă este actual la 100 de ani de la în momentul în care făcea această declarație în fața studenților. Vestea proastă este că nu facem încă destul ca acest lucru să se schimbe. Este părerea mea, bine că am spus lucrurilor pe nume în această strategie națională de apărare a țării și am fost totuși sincer cu noi și am recunoscut că avem aceste probleme în educație. Dar o veste bună, zic eu, este că avem oameni ca și Dragoș Iliescu care pot să ne arate cum stau lucrurile, care pot să măsoare, de fapt, cum stau lucrurile și asta este cel mai important, să nu fim pudici și să recunoaștem măsurătorile și să asumăm niște măsurători și să nu creăm pe nisip politici publice, ci să le creăm pe pământ, pe ciment, de unde se pot naște lucruri durabile. Și atunci vin din nou și spun, în domeniul educației, eu mă bucur că avem oameni ca Dragoș Iliescu care măcar să ne arate cum stăm dacă încet, încet nu este valorizat așa cum ar trebui, pentru că Dragoș Iliescu este un om care instrumentalizează și operaționalizează, nu doar vorbește. Dragoș Iliescu este, așa cum am spus, cel care anul trecut în primă pandemie a pus pe picioare un sistem național de, să spunem, evaluare a competențelor unor copii, mă refer aici la Brio, la ceea ce a însemnat de fapt olimpiadele din toată țara noastră, un lucru care poate să scoată valori la suprafață și pe lângă Dragoș Iliescu sper să existe și în alte domenii oameni care să vrea nu numai să vorbească, ci și să instrumentalizeze și să operaționalizeze lucruri care să facă România educată, așa cum vrem cu toți să fie. Vești bune avem că nu stăm atât de prost la nivel de vârfuri, în schimb că avem și un balast sau un bolovan legat de picior care ne trage în spate și oameni buni, eu rămân cu o idee extraordinar de bună, trebuie să învățăm ca să devenim independenți, ca să nu mai facem parte doar dintr-o turmă. Eu vă mulțumesc și mulțumesc mai ales lui Dragoș. Mulțumesc și eu. Și haideți să învățăm ceva din lucrurile astea. Mulțumesc!